express God's heart. Pentru că engleza nu este destul ca să poate ca să ne explică cum este inima lui Dumnezeu. Here it says, surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God and afflicted. Ce spune totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. I just want you to understand Jesus walking on this earth. Vreau ca voi ca să înțelegeți Iisus cum El umblă pe acest pământ. Almighty God. Dumnezeu Atotputernic. Walking as man. Umblând ca om. And then you see Golgotha. Și după aceea uitați la Golgotha. The one hanging on the cross. Cel care târnă pe cruce. And you know how badly he was beaten. Și voi știți cât de greu a fost bătut. And if you look at the cross, și dacă vă uitați la cruce, can anyone say that he is dying for me? Poate cineva ca să zică, da, el este acolo și moare pentru mine? If you are there standing before the cross, can you say that he is dying for me? Dacă ai sta înaintea cruce, ai putea să zici, acest om moare pentru mine? What will we think? Ce am putea noi să credem? He has done is something really serious. That's why he's going through this. Acest om cred că a făcut ceva foarte rău, de aceea el trece prin acest lucru. Is it true? Este adevărat. If you're standing there at the foot of Golgotha and you look at that person hanging on the cross, man, he did something really serious. Dacă stai acolo pe muntele Golgotha și te uiți la acest om care târnă pe cruce, atunci zice inima în mintea ta, acest om a făcut ceva foarte serios, foarte, foarte rău. We can't accept, he is dying for me. E ne greu să ne acceptăm că el de fapt moare pentru mine. That's what this verse says. Așa de fapt zice acest verset. When we looked at the cross, când ne uităm la cruce, we thought that he is being punished by God. Noi am crezut că el a fost pedepsit de Dumnezeu. Not for me, but for himself. Dar din pricina lui. That's how we looked at him. Așa ne-am uitat la el. One word, Romans 8:32. Ne uităm la Romani, capitolul 8, versetul 32. It says, he that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ce l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? The word written there is, he spared not his son. Cuvântul aici spune că el n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său. What do you mean by that word, spare? Ce de fapt vrei să zici cu acest cuvânt, cruțat? Almighty God came down as man. Dumnezeu Atotputernic a venit jos ca un om. And do you know what the father did with his own son? Și știți ce a făcut tatăl cu singurul fiu? Here the word is, he did not spare him. Aici cuvântul este că nu l-a cruțat. What wrong has he done? Ce rău a făcut el? Why are you so hard with him? De ce ești așa de aspru cu el? Just to make you understand, the illustration is there in the Old Testament, the shadow of Abraham taking Isaac for offering. Acest lucru este care a arătat în Vechiul Testament cum Avram ia pe fiul său și l-a duce ca jertfă. And you know that Abraham got up early in the morning? Și știți că Avram s-a sculat deste dimineață? Prepared the ass? A pregătit măgarul? Cutting the firewood? A tăiat lemnele? And if you look at Abraham, why are you cutting the firewood? What is he saying? Și dacă te uiți la Avram și le întrebi pentru ce tăi tu aceste lemne, atunci el de fapt ce zice? What will he say? Ce ar zice el? I'll burn my son on this. Eu o să ard pe fiul meu pe acestea. Thank God, 911 was not there at that time. 911. Thank God. That old man, he has 318 soldiers in his house. Acest om are 318 soldați în casa lui. But he says, I cut the wood. Dar el zice, eu voi tăia lemnele.
De ce? I'll burn my son on this. Eu o să arc pe fiul meu pe acesta. I'll cut him into pieces. Eu o să tai în bucăți. And I'll burn him. Și o să-l arc. And you know, when Abraham laid his son on the altar, he tied him up. Și știți că Avram când a pus pe fiul lui pe altar, atunci el l-a legat cu șunii. That's where I just want you to stop and look at the heart of this great God. Vreau ca să vă opriți și să vă uitați la inima acestui Dumnezeu mare. It's a shadow for what the Father did with His only begotten Son. Este doar un mic exemplu mai slab despre ce a făcut Dumnezeu cu Fiul Lui. Many times we think that the pain that I'm going through. De multe ori noi credem că durerea prin care eu trec. Maybe it's a physical pain. Poate este o durere fizică. Maybe it's a mental pain. Poate este o durere mentală. And we say, it's too much. Și ne zicem, oh, este prea mare. But can you understand the pain of Father when He prepared His Son for the altar? Dar puteți înțelegeți durerea acestui Tată cum El a pregătit pe Fiul Său pentru acest altar. He didn't offer His Son suddenly. El nu l-a jertfit așa pe Fiul Său foarte repede. He prepared everything for Golgotha. Can you believe it? El a pregătit toate lucrurile pentru Golgotha. Poți să crezi acest lucru? When He laid the foundation of this earth, His eyes was on Golgotha. Când El a pus așezată temelile acestui pământ, ochii Lui erau spre Golgotha. When He's calling Abraham from Ur, He is calling him for Golgotha. Când El cheamă pe Avram din Ur, El îl cheamă pentru Golgotha. Is it true? Este adevărat? Just like Abraham prepared everything to offer his son, Heavenly Father prepared everything for his son on Golgotha. Așa cum a pregătit Avram toate lucrurile ca să-și jefească pe fiul său, așa a pregătit Dumnezeu toate lucrurile la Isus și Golgotha. Can you look at the heart of this Father? Puteți să uitați la inima acestui Tată? Here, we don't spank our kids. Because it's not right. But there in India, we usually do it. Aici, pe copiii noștri așa de bun, dar acolo în India ne bat mai des. That's what the Bible says. Așa zice, trebuie să facem. But see, they do it. See, why we do it? De ce facem noi acest lucru? That's what Father did with His Son. Așa a făcut Tatăl cu Fiul Său. We love our kids. Noi iubim pe copiii noștri. But there are cases where parents go crazy. Dar sunt în anumite cazuri în care părinții cam nebunesc. But our subject is, look at this Father preparing the rod to spank His Son. Dar subiectul este, uitați-vă cum Dumnezeu pregătește acest rod ca să-și bată copilul său. I just want you to understand, to grasp the heart of this Father. Eu vreau ca voi să pricepeți inima acestui Tată. Preparing everything on a grand scale to literally thrash His Son. Pregătind toate lucrurile în acest pământ într-un sens așa mare, ca cu adevărat așa literal ca să-și bată pe Fiul Său. To make you understand, suppose you come to my house. Să vă fac să înțelegeți mai bine, să presupunem că voi veniți acasă mea. And you see me spanking my son. Și vedeți cum eu bat pe copilul meu. What will your reaction be? Ce o să fie reacția ta? I spanked him twice. Eu l-am bătut de două ori. You will get in between. Atunci tu o să intri între mine și el. Though my son has done something wrong, you won't allow me to punish him. Deși copilul meu a făcut ceva rău, parcă mai vrea să mă oprești de a-l pedepsi. You'll get mad. Te-ai supărat. But what am I doing? Dar eu, de fapt, ce fac? I have literally thrashed him, broken him, and made him a heap. You will literally get mad at me. Eu merg și îl bat, într-un fel astfel, tu devii foarte, foarte supărat pe mine. Though my son has done something wrong, you will not get mad at my son, you will get mad at me. Chiar dacă fiul meu a făcut ceva rău, tu nu o să te superi pe el, tu o să te superi pe mine. Is it true? Este adevărat? And when I am thrashing my son, și când eu merg și îl pedepsesc pe copilul meu, what is my son saying? Ce zice fiul meu? Dad, forgive me. Tată,
Tato, iartă-mă. I will do it again. Nu o să mai fac. And I will also say, will you do it again? Și eu o să le întreb, chiar nu o să mai faci? Can you look at this great father thrashing his son on Golgotha? Puteți să vă uitați cum acest tată merge și își bate pe fiul său pe Golgotha? Thrashed him literally. Literal, în fel literal, l-a pedepsit și l-a bătut. Can you look at the body hanging on the cross? Puteți să vă uitați. The body hanging on the cross. Da, trupul care atârnă pe cruce. When I beat my son will be saying, Dad, forgive me. Când eu bat pe copilul meu, el îmi spune, Tată, iartă-mă. But on the cross you hear that voice, Eli, Eli, lama sabachthani. Dar pe cruce mi-a lăsat o voce care spune, Eli, Eli, lama sabachthani. What does that mean? Ce înseamnă acest lucru? Jesus is not saying, Lord, forgive, Father, forgive me. El nu zice, Tată, iartă-mă, iartă-mă. What is he saying? El ce spune? Forgive them. Iartă-i pe ei. He's not saying, forgive me. Nu spune, iartă-mă pe mine. Father is thrashing him. Dar Dumnezeu pedepsește pe el. It's not the Jews who did it. Nu este evrei care fac acest lucru. On the cross we see the wrath of God. Pe cruce vedem mânia lui Dumnezeu. Standing before Pilate, Pilate says, why don't you open your mouth? I have the right, I have the authority to forgive you. Stând înainte lui Pilat, el zice, de ce nu îți deschizi gura și vorbești? Eu am autoritatea ca să te iert. What did Jesus say? Ce a zis Iisus? Until it is given from heaven. Când nu ți este dată din sus, din cer? Pilate, I'm not at your mercy. Pilat, eu nu sunt la mine ta. It's my Father who decided. Este tatăl meu care a decis acest lucru. Man, it's not you who decided, this is my Father doing it. Omule, nu ești tu care a decis acest lucru pentru mine, acest tatăl meu a decis pentru mine. That's the reason Jesus is quiet. De aceea Iisus este tace. It's not the men doing it, it's his beloved Father doing it with him. Nu este oamenii care fac acest lucru, este tatăl lui prea iubit care face acest lucru. It's literally hard to explain. Why will the Father do it with the beloved Son? Este un lucru greu de explicat și de înțeles. De ce face Dumnezeu acest lucru cu Fiul Său prea iubit? This Son was the obedient Son. Fiul acesta a fost Fiul ascultător. Offering Ishmael is easy, but offering Isaac is really hard. Să-l oferi pe Ishmael este ușor, dar să-l oferi pe, să-l jefești pe Isaac este foarte greu. This good Isaac was an obedient son. Acest bun Isaac a fost un fiu foarte ascultător. At the time of temptation, the devil comes. În timpul ispitei, o venit Satan. Turn the stone into bread. Schimbă aceste pietre în pâine. 40 days you have been hungry. 40 de zile ai flămânzit. Yes, I am hungry. Da, mi-e foame. But I won't turn the stone into bread. Dar eu nu o să schimb aceste pietre în pâine. Can you look at the heart of this son? Puteți să uitați la inima acestui fiu? Hungry. Mi-e foame. 40 days. 40 de zile. Still, what does he say? Și totuși, ce zice? I just want to do this with you. Vreau doar numai să fac voia lui. Can you understand the price he paid to please the Father? Puteți să înțelegeți prețul pe care l-a plătit ca să mulțumească pe Dumnezeu. We want God to keep us happy. Ne vrem ca Dumnezeu să ne țină foarte bucuroși. But are you interested in keeping God happy? Da, ești tu interesat în a ține pe Dumnezeu bucuros? If you have to please God, you have to pay a price. Dacă vrei ca să mulțumești pe Dumnezeu, să faci bucuros, trebuie să plătești un preț. Today the tragedy is we want God to keep us happy. Astăzi tragedia este că vrem doar ca Dumnezeu să ne ține pe noi bucuroși. Can you look at Jesus? Puteți să vă uitați la Iisus? Did his Father's will. A făcut voia Tatălui Său. At the time of baptism you hear a voice. În timpul botezului auzi o voce. This is my beloved son. Acesta este fiul meu prea iubit. In whom I am pleased.